Mare copilaș, sunt eu, Ionuț, și astăzi facem un nou episod. Da? Vedeți această hârtie? Nu este un gunoi, este un cadou. Și azi, pe 10 iulie, este ziua fratelui meu, Darius. Împlinește 9 ani. Și uitați ce am scris aici. Am scris un cadou mic pentru un suflet mare. Și nu o să știți ce am pus aici. Nu prea arată frumos cadou, dar să vedem dacă îi place fratele meu. Să începem. Ah, da, și înainte puteți să dați like sau un dislike și să vă abonați la canalul de YouTube dacă nu sunteți abonați. Și dacă vreți, la canalul fratele meu, Darius Cristian, știți voi, canalul fratele meu, care are un ursuleț și cu o mașină. Ursulețul galben e mașină. Deci, bine, hai să începem. Să-l cheme fratele meu. Darius! Darius! Poți să vii un pic în casă? Vino un pic în casă! Vino! La mulți ani! Mulțumesc! Hai să ne pup! Darius! Eu filmez! Haideți, fă! Să vedem ce ți-am pregătit eu. Ce ți-am scris acolo? E frumos? Ți-am făcut un origami! Un origami iepuraș! Îți place? Mhm! Uh-huh. Mulțumesc! Da, știu, e grozav cadou. E un origami, nu e încă mare lucru, dar este un cadou mic pentru un suflet mare. Că Maria mi-a făcut cadou de 15 lei. Da, da. De-aia n-am avut bani și așa că ți-am făcut un cadou. Pa, Darius! Da. A, ați văzut cadou, nu-i așa? Nu uitați, în fine, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like sau dislike, eu am fost Ionuț și să aveți o zi minunată. Poate în această zi, în afară de ziua fratele meu, poate mai este ziua altcuiva, nu știu. Poate a voastră, poate, nu știu cui. Bine, la revedere!